Bună seara, dragii mei! M-am gândit să fac așa un scurt experiment de casă, să ascult puțin Metallica, heavy metal, și să pun senzorul de EEG pe cap, de electroencefalogramă, și în timp ce ascult să și măsor undele cerebrale, să vedem ce se întâmplă. Mie îmi place foarte mult muzica rock, ascult de mic și chiar trăiesc, îmi place heavy metal. Să vedem ce reacție are și ce efect are asupra minții când ascult astfel de muzică. Din păcate, dacă am căștile puse, atunci nu arată bine semnal. Probabil magnetul de la cască, care este un magnet destul de puternic la o astfel de cască, influențează foarte mult funcționarea, adică 100% influențează. Pe boxe acum nu am cum să fac acest experiment, că este noapte și atunci undele cerebrale a vecinilor o să intre în stare de stres. Așa că o să încerc să ascult puțin, să trăiesc muzica la difuzorul televizorului din spatele meu, care este foarte proastă calitate, dar cunoscând pe de rost toate melodiile, creierul oricum le prelucrează și în minte vor fi melodiile de calitate. Ia să vedem! Așa, deci acum am încercat EEG-ul pe ascultând muzică rock, heavy metal, pentru că asta mie îmi place foarte mult. Ia auziți. Ascultam bine, n-am reușit să o trăiesc așa ca și când ascult pentru mine, dar așa de experiment, generează o stare meditativă foarte bună. Acum aș putea să dau titlul: heavy metal-ul este foarte bun pentru meditație. Nu e adevărat. Orice muzică, nu contează ce gen de muzică, care este mai aproape de tine, care te face să te simți bine, poate să genereze stare de meditație, stare de plăcere, stare plăcută, stare sănătoasă. Nu contează că este muzică simfonică, muzică bisericească, heavy metal, important ca să-ți creeze ție o stare bună. Depinde cu ce muzică ești în armonie, în ce muzică te regăsești. Poți să asculți manele și să fie foarte benefic pentru tine. Altul poate să asculte rock, altul poate să asculte muzică clasică și așa mai departe. Foarte interesant. Este exact la ce m-am așteptat.